Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. De la 400 până la 1200 de euro, atât ar fi fost mita achitată de viitorii șoferi pentru un permis de conducere la Bălți. Schema ar fi fost descoperită de Centrul Național Anticorupție, care a anunțat că a reținut 6 angajați Agenției Servicii Publice din oficiile Capitalei de Nord. Potrivit CNA, lunar s-ar fi colectat și până la 20.000 de euro pentru a mitui unii responsabili de la ASP. Astăzi au fost operate 19 percheziții în oficiile SIDCA Bălți, în automobile și domiciliile angajaților suspectați de fraudare examenelor pentru obținerea permiselor de conducere în schimbul unor mijloace financiare ilicite. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă cu date de identitate ale candidaților, copia buletinilor de identitate, sume băniști în sumă de 30.000 de euro, 20.000 de lei, telefoane mobile și arme de foc deținute ilegal. Astfel, 6 persoane au fost reținute, iar un responsabil de la ASP Chișinău a fost prins în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova. În automobilul acestuia au fost depistați și ridicați 13.000 de euro, dosite sub capotă. Totuși, banii din pozele prezentate de CNA nu sunt de la Bălți. Cel puțin asta susține șeful secției înmatricularea transportului și calificarea conducătorilor auto Bălți, în urma perchezițiilor efectuate de CNA în această dimineață. Asta a declarat pentru jurnaliștii de la Televiziunea Nord, că din birourile suspecților de la Bălți au fost ridicate doar mape cu informații. Au fost reținute persoane... Nu știu, nu le-am văzut să fie reținute. Dar ce au găsit procurorii anticorupție? Tot nu știu ce au găsit. Am văzut că au găsit bani, au găsit sume. Aici nu au găsit nimic bani. Unde au găsit, nu știu. Am văzut și eu niște poze, dar pozele nu sunt făcute la noi în secție. Dar de ce au fost perchezițiile? Au fost perchezițiile, da, au făcut, au luat niște mape, au ridicat. Bani n-au găsit. Bani la noi n-au găsit nimic. Da. De unde pozele este, nu știu, am înțeles că din altele. Contactați de TV8, responsabilii din cadrul Agenției Servicii Publice ne-au spus că instituția colaborează cu organele de anchetă pentru stabilirea adevărului. Dosarul privind falsificarea unui certificat medical de către Igor Dodon a fost trimis în instanță. Ancheta a fost pornită după ce Dodon și-a anunțat intenția de a pleca cu familia într-o vacanță în România. A invocat că fiul cel mic ar avea nevoie de o reabilitare post-COVID, însă ar fi prezentat acte false, susțin procurorii. În proces mai figurează soția sa, dar și un medic de familie. Fostul președinte califică acuzațiile ca fiind 3 volume de inepții. Într-un comunicat de presă, Procuratura Anticorupție anunță că a expediat în instanță cauza penală în privința fostului președinte, a soției acestuia, dar și unui medic de familie, care de comun acord ar fi prezentat judecătorilor un certificat medical fals pentru a obține permisiunea de a pleca peste hotare. În actul nominalizat au fost înscrise date denaturate, potrivit cărora copilul minor al ex-președintelui ar avea nevoie de consultații la medici, specialiști și după caz de a urma un tratament medical. În cadrul investigațiilor efectuate de către procurori, a fost stabilit că ex-președintele Republicii Moldova, în privința căruia era aplicată măsura preventivă, obligarea de a nu părăsi țara, într-o cauză penală examinată de Curtea Supremă de Justiție, a prezentat instanței documentul oficial fals și în temeiul acestuia a solicitat permisiunea pentru plecare în România, sub pretextul de a efectua un tratament post-COVID fiului său minor. Scrie în comunicatul procuraturii, potrivit acuzatorilor, același certificat fals și același motiv ar fi fost invocat și de către soția fostului șef de stat, Galina Dodon, în privința căreia este aplicată o măsură preventivă similară într-un dosar în care este cercetată. Atunci, procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, s-a făcut luntre și punte pentru ca Dodon să nu iasă din țară. A argumentat prin faptul că oricare altă persoană împuternicită ar putea să meargă în locul soților Dodon. Mai mult, potrivit procurorului Iarmaliuc, Dodon ar fi încercat astfel să se eschiveze de la urmărirea penală, de aceea și solicitat prelungirea măsurii preventive. Într-un final, fostul președinte și-a anulat vacanța în România. Inculpatul, în perioada cât a fost aplicată măsura preventivă, a acționat în viziunea acuzării, prin probe prezentate, în detrimentul desfășurării normale a procesului penal. Este și o învinuire în sensul confecționării, deținerii și folosirii documente oficiale false care de drepturi și eliberați de obligații, folosite pentru ca acesta să-și motiveze părăsirea teritoriului țării.
Potrivit unor surse TV8, medicul de familie care ar fi făcut rost de certificatul medical este soția consilierului municipal socialist din Arcojocaru. Solicitat să comenteze, Igor Dodon a făcut o postare pe Facebook prin care califică acțiunile procurorilor ca fiind abuzive și nefondate. Potrivit legii penale, dacă le va fi demonstrată vinovăția, cei trei riscă să fie sancționați cu muncă neremunerată în folosul comunității, amendă de până la 47.500 de lei, ori chiar închisoare de până la 5 ani. Condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, un bărbat în vârstă de 38 ani din raionul Râșcani va petrece următorii 10 ani și 6 luni după gratii, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat la sfârșitul verii trecute. Suspectul se afla acasă la un consetean, după ce au consumat băuturi alcoolice împreună. Între ei s-a iscat un conflict care a degenerat într-o bătaie. Astfel, învinuitul a pus mâna pe un topor și i-a aplicat amicului de pahar mai multe lovituri. Victima a fugit și a cerut ajutor de la vecini. Strigătele acestuia au fost auzite, iar la scurt timp oamenii legii au încătușat agresorul. Acesta pledează nevinovat, iar sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău. Afacere ilegală cu plăcuțe de înmatriculare. Furau numere de la mașini înmatriculate în alte țări, apoi cereau proprietarilor să le răscumpere. De asta sunt suspectați doi tineri de 25 de ani, care au racolat și o tânără pentru a participa la infracțiuni. За что были задержаны? За номера. За какие номера? Что делали? Снимали с машин номера. И потом что дальше с ними делали? Прятали. И что дальше после того, как спрятали? Просили деньги. Potrivit poliției, tinerii dădeau lovitura în capitală pe timpul nopții și ținteau automobilele cu numere de înmatriculare străine. Astfel, cel puțin 25 de șoferi au rămas fără plăcuțe. După ce furau numerele, făptașii lăseau un mesaj cu adresa canalului de Telegram pe parbrizul automobilului, iar pentru răscumpărare bunurilor, proprietarul trebuia să le transmită între 300 și 1000 de lei, prin intermediul aparatelor de plată electronice. În cadrul anchetei s-a stabilit că prejudiciul cauzat a fost estimat la 10.000 de lei. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 7 ani de închisoare. Curtea Supremă de Justiție are un președinte interimar nou. În funcție a fost numită Aliona Mirun, una dintre cei 23 de judecători care nu au trecut evaluarea în cadrul Comisiei Preveting pentru un fotoliu în Consiliul Superior al Magistraturii. Chiar și așa, o dispoziție în acest sens a fost semnată de președinta interimară a CSM, Nina Cernat. Astfel de astăzi, Aliona Mirun a preluat atribuțiile șefului la CSJ. Sunt dintre toți dumneavoastră să găsiți-o cea mai potrivită pe ea din ce considerente? Are experiență de președinte interimar, a fost la sectorul centru din judecătoria Chișinău. Are experiență în domeniul administrării instanței judecătorii. La adunarea generală a judecătorilor, care a avut loc în data de 17 martie la Chișinău, Aliona Mirun a susținut un discurs înflăcărat în care a menționat că în urma acestui test de preveiting, pe care nu l-a promovat, interesul său este primordial să-și restabileze bunul nume. Pe data de 14 februarie, CSM a acceptat demisiile mai multor judecători de la CSJ, iar aproximativ 10 zile mai târziu și-a prezentat demisia și președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!